Iubiți frați și surori, prin binecuvântarea Domnului, în această seară suntem din nou în casa Domnului. Ne bucurăm de prezența fiecărui dintre voi care a ales să fie la părtășie și ne rugăm în continuare Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Dacă aseară tematica care s-a cerut din partea conducerii bisericii au fost gânduri și sfaturi pentru tineri, în seara aceasta sunt pentru familiști, pentru familii, de aceea îmi cer scuze scorului pe care îi voi ridica din nou pe picioare, împreună cu noi toți, să ascultăm un cuvânt al Domnului. Vă invit să ne ridicăm. Deschidem la 1 Petru, capitolul 3, primele șapte versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1193. 1 Petru, capitolul 3, începem citirea cu versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în plătitura părului, în purtare de scule, de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ficele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, de încinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împedicate rugăciunile voastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Atunci când se vorbește despre viața de familie și despre responsabilitățile sau provocările pe care le avem în familia în care ne-a așezat Dumnezeu, de foarte multe ori una dintre problemele principale este cu cine începem. Pentru că atunci când se vorbește de familie, există mesaje specifice pentru soți și există mesaje specifice pentru soții. Există responsabilități pe care trebuie să le aibă soțul și nu neapărat și soția. Și există responsabilități pe care le are numai soția și nu neapărat soțul. Și de aceea e foarte important. Însă în comunităților noastre există deja de multă vreme discuții pe tema aceasta și spune pentru că bărbații au singurul drept să predice, atunci când ei predică încep să predice cu noi surorile. Și atâta li se dă în timp ce vorbesc despre responsabilitatea noastră, că atunci când le vine rândul să vorbească despre ei, cam ce ar trebui să facă ei ca familie să meargă bine, nu mai au timp. Și din pricina aceasta, de foarte multe ori, sunt evitați de la presiunea informării și de dorința de a se schimba. Și din cauza aceasta, adevărații vinovați pentru care nu merg bine familie, nu au învățătura necesară. Este o părere a surorilor. Iubiții mei, dacă am vota, știm că avem mai multe surori membre decât frați și din nou s-ar câștiga la vot. Dacă ar fi să o luăm după vorbă sau după puterea de a vorbi, știm că surorile pot vorbi dublu efectiv decât bărbații și din nou am pierde. Și lucrurile acestea creează oarecare tensiune în comunitățile noastre pe care aș vrea să o rezolv în seara aceasta foarte simplu. Și anume, după ce tot ce vedem noi la, o, la momentul actual va dispărea, va deveni cenușă, va deveni istorie, din tot ce avem noi în lumea aceasta, singurul lucru care va-i dăinui este Cuvântul lui Dumnezeu. Că cerul și pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac, este infailibil. În Cuvântul lui Dumnezeu, privitor la viață de familie, cu cine începe Duhul Sfânt învățătura? Pentru că asta e foarte important să cunoaștem. În Noul Testament există trei texte consacrate pentru viață de căsătorie, respectiv Efeseni, Coloseni și textul ăsta. Astea sunt toate trei texte consacrate vieții de familie. Că mai luăm noi din Psalmul 127, că mai luăm noi cu casa zidită pe stâncă, adaptăm la viața de familie, dar textele cu învățătură specifică pentru viața de căsnicie sunt cele trei, Efeseni și Coloseni scrisă de Apostolul Petru, de Pavel și 1 Petru, scrisă de Apostolul Petru. În toate trei, stimați frați și surori, cuvântul infailibil începe așa, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Parcă n-ajungea ceea ce vă spun, Petru începe în primul verset pe care l-am citit aici, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, și abia în al șaptelea verset spune în felul următor, bărbaților, purtați-vă și voi la... Există un rând, adică există o prioritate în ascultarea Cuvântului Dumnezeu. Mișcarea feministă, de foarte multe ori, multe discuții, apar în domeniul acesta și se cere o echitate. Cei drept, în pocăință există echitate, dar prioritatea Cuvântului Dumnezeu asta învață. De aceea și eu voi fi tributar Cuvântului Dumnezeu, și voi începe în seara aceasta să vă vorbesc, stimate surori, despre provocările pe care le are o soție creștină în familia în care a așezat-o Dumnezeu, din textul acesta pe care îl avem în fața noastră. Aceste provocări sunt tocmai vulnerabilitățile fiecarei femei care intră în familie. Pentru că spune scriptura aici că bărbatul trebuie să țină cont și să se poarte cu înțelepciune, cu nevasta lui, dând cinste femei ca unui vas mai slab sunt anumite domenii în care există vulnerabilitate. Și vulnerabilitățile ne sunt prezentate aici. Și dacă o fată vrea să se mărite, trebuie să-și ții cont unde sunt vulnerabilitățile și să se pregătească. Pentru că o cetate poate fi vulnerabilă la o poartă, o cetate poate fi vulnerabilă la un zid. Oricei din cetate nu sunt mulțumit că știu că poarta e șubreged și cade din bălămăli. Nu, ei se duc și încearcă la locul vulnerabilității să întărească. Așa ar trebui să facem și noi prin înțelepciunea dată de Duhul Sfânt, să vedem domeniile în care suntem slabi, domeniile în care suntem deficitari și locul acela să-l întărim, locul acela să-l încurajăm și să în viața noastră, să avem lucruri pe care le așezăm acolo pentru a fortifica, pentru a avea tărie. De aceea, stimate surori, cu îngăduința dumneavoastră și bineînțeles cu a fraților care ascultă cu plăcere sfaturi date pentru dumneavoastră de la învonul Bisericii, vreau să pornesc în pasajul acesta Biblie care sunt provocările unui soții creștine. Prima provocare este să-și respecte soțul. Sfânta Scriptură spune aici că soțiile creștine trebuie să se asemene cu Sara, care îl numea pe Avram Domnul ei. Spune Biblia, fiicele vei v-ați făcut voi, dacă faceți binele în direcția aceasta, dacă vă respectați soții fără să vă temeți de ceva. E ușor să-ți numești soțul tău domnul tău când are 25 de ani. E ușor să-l numești când are 40 de ani. Când Sara îl numea pe Avram domnul ei, Avram avea venerabilă vârstă de 100 de ani. Există ceva care distruge respectul foarte multor soții față de soții lor. În prima parte a a curtării, a prietenii, a logodnei și câțiva ani după căsătorie este numai iubi, amore sau în germană aici șați. Tot îi aud pe unii pe alții spunând plăcut celorlalți, puișor, alte diminutivi de genul acesta. De la un moment dat se schimbă, de la un moment dat devine al meu, devine ăsta, devine, parcă ar fi un intrus în casă. La un moment dat devine altceva. De ce s-a schimbat poziția aceasta? Există un popor care are un proverb foarte frumos și care spune în felul următor, toate fetele sunt bune, de unde te neveste Pentru că atunci când un băiat stă în preajma unei fete, și este toate fetele sunt bune, voi fi supusă toată viața, voi avea grijă. Câteodată la slujbe de căsătorie, când căsătorim, mi s-a întâmplat și mie lucrul acesta, când m-am întrebat pe Mire dacă o va iubi, dacă o va respecta și așa mai departe, când ne-a venit rândul ei, am întrebat-o, din dragoste mergi duver Da, din dragoste. Ești gata să-l respecti și să asculți de el? O spus, până în veșnicie ești gata să... Și de obicei noi trebuie să oprim aici, să spunem căsătoriei pentru lumea asta, aici trebuie să fii supusă, nu în veșnicie. Că foarte mulți soții de-al noastră se pregătesc în veșnicie să asculte, nu aici. Și e foarte important de știut că aici trebuie ascultare. Doamne ajută! Pe cei care vedeți că n-ascultă, că câteodată discută din soților, ele în veșnicie vor fi foarte ascultătoare. Dar acolo nu mai trebuie, acolo suntem ca îngeri, nu ne vom mai căsători. De aceea, instituția căsniciei e aici. Ori dispare respectul și din pricina faptului că dispare respectul. În familiile respective sunt anumite daune care se provoacă atât imaginii soțului, cât și modelului pe care copiii îl copie și îl văd în părinții lor. De aceea este important să vedem lucrurile acestea. Continuați să vă respectați soții în ciuda deficiențelor lor. Soții dumneavoastră nu sunt perfecți, cum nici dumneavoastră nu sunteți perfecti. Noi nu căsătorim niciodată îngeri. Îngerii sunt perfecți, dar îngerii nu se căsătoresc. Noi căsătorim doar oameni. Și oamenii, respectiv, soț, soție, sunt imperfecți. Pe lângă multe lucruri frumoase, au și defecte. Am eu acea ilustrație pe care am luat-o de pe timpul când eram eu mic, mă trimitea mama să cumpăr ceea ce n-aveam pe lângă casă. Și de obicei ajungeam undeva și toată marfa pe care o avea de vândut pe taraba respectivă vânzătorul era calitatea întâia. În timp ce eu eram acolo, el mai lua calitatea a doua, calitatea a treia, mai lua de sub teșghea, câte ceva dacă putea să mă fenteze și când ajungeam acasă găseam în plasă tot felul de calități, dar am plătit la calitatea a întâi. De ce? Că își putea permite lucrul acesta. Când un băiat se oprește în fața unei tejghiele, a unei fete, fata prezintă numai marfă calitatea a întâi. Că e pe WhatsApp, că e pe Facebook, pe oricum. Ce faci scumpul, întreabă el pe prietena lui. Ce să fac? Tocmai m-am ridicat de la rugăciuni? El nu are cum să verifice dacă s-a ridicat sau nu. Când el, el întreabă, dar tu ce faci? Tocmai am vorbit cu pastorul bisericii. Iar rămâne uimită, cum ăsta vorbește cu pastorul l-a sunat și nu mai vin pe la adunare. Dar iar rămâne uimită, tocmai a vorbit cu pastorul bisericii. Marfă calitatea întâia se prezentă peste tot. Problema este că și cu marfă calitatea întâia, cu marfă calitatea întâia, ne îndrăgostim unul de celălalt. Căsătoria știi ce înseamnă? Să nu mai stai în fața teșghelii, să intri după teșghea. Și când ai intrat după teșghea, Vezi că nu-i numai marfă calitatea întâia, este tot felul de marfă. Câteodată te sperii ce este acolo, ce nervi sunt acolo, ce cuvinte sunt acolo. Că suntem oameni. Ce faci? Mulți, mulți și multe au spus, merg la tata soc. Nu se poate. O știut treaba asta. Cum de-o tăcu din gură? Merg la comitet? Când eu m-am căsătorit, am avut și o marfă calitatea întâia. Că altfel nu puteam să o înduplec pe soția mea să vină după mine. Și am prezentat marfă calitatea întâia, marfă calitatea întâia. Ea la fel mi-a prezentat marfă calitatea întâia. Ne-am căsătorit. Când ne-am căsătorit, soția a observat că n-am numai marfă calitatea întâia. Și mi-a spus, Virgil, da, aici ce este? Sunt de-a noastră. Că acum erau ale noastre și datoriile toate erau noastre. Îți dea noastră de acum. În momentul ăla ea mi-a spus așa, îmi dai voie să te ajut să facem curățenie? Zic, da. Erau secretele mele, dar trebuia făcut curățenie. M-am dus și eu după teșgheaua ei. Am găsit marfă de calitate, am pe teșghea și am găsit și alt fel de marfă, mai puțină ca la mine, adevărat, dar am găsit. De atunci încoace ne ajutăm. Oricum voi vă ajutați. Câteodată soția stând tot cu copiii acasă, tot uh, discutând cu ei într-o parte, în alta, așteaptă soțul să vină de la muncă, poate că vrea să vorbească cu el, dar el e prea obosit pentru asta. Și la un moment dat, când e la o masă undeva, fie că e o slujbă de căsătorie și masa de la restaurant sau, alt, sau la o întâlnire, să apucă soția și începe a vorbi, începe a vorbi, începe a vorbi. Nu mai are nimeni rând acolo, pentru că ea vrea să scape de cuvintele lui surplus pe sub masă, soțul o calcă așa ușurel, pe... că își da seama că, e, că, la momentul respectiv ea depășește limita. Și numai vezi că dintr-o dată ea se oprește. Toate surorile le întreabă, și ce o mai urmat? Nu mai urmează nimic, ea spune. După care prinde bărbatul și iese. Băi, eu am luat și am cumpărat o mașină și are atâția cai putere. Și cum îți bărbații ei, au mașinile lor, dar exagerează la ce le au așa, cum merge, ce face, cum lucrează, ce meseriașă să și așa mai departe. Nevasta nu mai dă pe sub masă, așa, îi dă un bip, așa că îi rămâne cu asta vânătă și vezi că el se oprește într-o Nu, e adevărat, nu are atâția cai putere, are niște măgare amărâță, așa cum merge e, dar asta e situația. Oricum vă ajutați, pentru că sunt domenii de slăbiciuni în domenii viața noastră în care ieșim în evidență și soțul vechează asupra soției și soția vechează asupra soțului. Ori din pricina faptului că avem acces la slăbiciunile soților noștri, la un moment dat începem să nu-i mai respectăm. Și aici familia pierde enorm de mult. Într-o vreme când Duhul Sfânt e la dispoziția noastră, când Noul Testament, Duhul Sfânt nu e în funcție de o seară de stăruință, de o seară de har. Ce spune Scriptura în felul următor, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăvălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Nu spune Dumnezeu vă va umple la un moment, dacă te nimerești la momentul potrivit, s putea Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt. Nu, nu. Cum e de responsabilitatea ta să consumi băuturi care îți aduc o bucurie fermieră și apoi cu dureri de cap? tot la fel e responsabilitatea ta să fii plin de Duhul Sfânt și l pune în antiteză. Nu vă îmbătați de vin. Asta îți produce o bucurie trecătoare. Din potrivă, este de datoria ta să fii plin totdeauna de Duhul Sfânt, Doamne ajută! În casă, în familie, în educarea copiilor, plinătatea Duhului Sfânt e la noi. Și noi trebuie să o căutăm în rugăciune, să găsim formele prin care cântarea este una dintre ele. A mai strigat mărit să fie Domnul prin casă, este o altă formă. Menținea unui, unui, unui gândiri pozitive, a, a laudei la adresa Domnului este metodă prin care Duhul Sfânt vine peste viața ta. Dar nu este subiectul de seara aceasta, ci subiectul nostru este că într-o asemenea vreme avem, stimate surori, resurse să ne respectăm soții noștri. Dați-mi voie să vă spun despre o femeie care nu avea Duhul Sfânt, ca noi, nu avea Scripturile, nu avea o biserică, și cu toate acestea a avut față de soțul ei, care din punctul nostru de vedere nu merita cine știe ce, un respect deosebit. Este vorba de Abigail. Scriptura ne spune că femeia aceasta avea un bărbat, un bărbat foarte încăpățânat, dar nu numai încăpățânat, îi mai plăcea să bea așa și când bea, se considera că era regele pământului. Scriptura ne spune că David și-a pus echipele sale și oștile sale de mercenari, că asta conducea David atunci, se tot împrumuta și era în mijlocul unor război, în funcție de cine plătea mai bine până a ajuns împărat. Și David și-a pus oștirea lui acolo. Cum și-a pus el oștirea, îi proteja turmele lui Nabal. Și azi și mâine... Dacă până atunci veneau dușmani și îi răpeau oi și băteau băteau ciobani sau se întâmpla altceva, odată ce David și-a pus tabăra acolo, toți care doreau să ajungă la turmele la ban trebuiau să treacă pe la David și se temeau toți să treacă pe acolo, că ăștia erau războinici. Așa a dus-o Nabal și au crescut turmele și într-o zi pe când tundeau oile și era o zi de recoltă, au făcut mâncare pentru toți tunzătorii săi, pentru toți iobanii săi, pentru familia sa, au băut bine și David trimite un om și spune, azi când e o zi de sărbătoare, trimite ți ceva la robul tău că am fost ca un zid pentru tine Te-am apărat, Ăsta a țiguit bine, îi spune, bă, dar cine-i David ăsta, băi? Că sunt o grămadă de slugi care foc de la stăpânii lor și apoi se dau mari într-o parte și în alta. cine e ăsta? Spune că nu-i dau nimic. Și-o plecat ăla. Neva s-a auzit. Abigail a auzit ce-o zis el. Când s-a întors ăla înapoi și-a spus, băi, David, știi ce-a spus ăsta la care noi l-am păzit, l-am ocrotit? O cine ești tu, băi? ești o slugă fugită de prin cine știi Când au auzit ăștia, s-au luat tăți armele și s-au promis că până a doua zi nu mai există casa lui Nabal. Nimicesc orice parte, vând pe toți ceilalți și familia lui Nabal și casa lui nu va mai fi. Și atenție, nu era o problemă pentru David și oamenii lui să rezolvi problema aceasta în noaptea aceea. Câteva sute de bărbați se urcau nervoși la deal. Și în fața lor nu au venit o mie, că David nu se temea nici de o mie. Și în fața lor a venit o femeie. O femeie, care atunci când l-a văzut pe David s-a aruncat cu fața la pământ. Și dați-mi voi să vă citesc din 1 Samuel, capitolul 25, cu versetul 23, în felul următor. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ, ceea ce înseamnă respect. Apoi aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină Domnul meu. Primul aspect pe care vreau să-l subliniez aici, surori, toți știau cine e divină. Toți știau de ce, nu din cauza nevestelui. Când au venit ăla trimisul și a spus, băi, o vrut ăla să dar a venit nevasa, nevasa acolo, a început a țăpa, nu li da nimic la ăștia. Nu, nu le-a spus ăsta. Nu le-a spus. Le-a spus că ăsta, biat fiind, i-a jicnit. Și acum Abigail, nevasta lui ăsta abiat, încăpățânat, sucit, vine și spune, eu sunt divină, Domnul meu. Și a asumat responsabilitatea lucrului respectiv. Câte dintre noi procedăm așa? Câte dintre surorile noastre se gândesc așa? Pentru că familia este atacată de anumiți oameni. Și primul pas în a distruge familia este să separe pisos de soție să-i ceară soției, nu e așa că ăsta, sucitul ăsta tău greșit? nu e așa, băi, că nevasta asta, guraliva tale, ies în decor? nu e așa? Ăsta e primul pas de multe ori nu suntem atenți. De multe ori noi credem că trebuie să ne aliem cu dușmanul. Băi, dreptate e dreptate. Dreptate este că tu ai un legământ cu cineva. Nu cu cumnatul, nu cu ceilalți, ci cu soțul și cu soția. Chiar dacă soțul tău a greșit, niciodată nu trebuie să le spui public. Chiar dacă soția ta a greșit, Niciodată nu trebuie să o expui public. N-ai voie asta. De aceea uitați-vă la femeia aceasta. Și-a asumat responsabilitatea. Și apoi continuă și spune, îngădui roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Măi, Abigail, nu -i mai spun, nu-i spune lui David la urechi, toți știm despre ce e vorba. Până aici doar de asta am vorbit. Doar de ce credeți să mergi cu săbii scoase? Pentru că știm cine-i cine, cine bărbatul tu. Cum adică tu îmi spui la urechi? Știi ce ne-a spune Abigail? A spune în felul următor, știu că știți toți, dar eu n-am voie să vorbesc de soțul meu, decât comandantului vostru, nu vorbesc în fața altor bărbați, că până una alta eu am legământ cu Nabal. Învățăm ceva de aici, stimate surori? Că de foarte multe ori văd visul unor bărbați care se străduiesc să facă și în biserică lucruri frumoase, să frânte de soțiile lor, care se adună la ceai, la cafea, la, la, părtășii cu ghilimele de rigoare și după ce încep a vorbi, spun, a meu, o vrut zilele trecute să bată o scândură într-un gard. Și din nefericire, o dat cu ciocanul peste deget, atât mai plăgea, doar știi cum sunt bărbații ăștia, parcă au o rană de război, atâta mai s-o de o unghie, dar duminică l-a spus fratele să pregătească, el înainte de a, de a da un îndemn, postește și tește, nu poate dormi noaptea, efectiv se scoală și notează și așa mai departe. Bine, duminica vine și, în timp ce fratele se ridică la învol și începe a predica, își ridică mâinile și spune, lăudați să fie Domnul. Surorile care au fost la și văd că o unghii vânătă deja. Ele nu fac legătură când au dormit noaptea ca să citească. Fac legătură că o dat cu odat cu ciocanul și nu au cuiu și o dat peste dește și o făcut cu tare și nu-i și nu-l are și o bătut vântul, era curent și așa mai departe și o strâmba cuiu cu și surorile râd. V-am dat un caz ipotetic așa, dar sunt și alte lucruri care să spun ca să se vândă marfa, Uite că Abigail spune în felul următor, știți cum este bărbatul meu? Eu o să spun numai comandantului vostru la urechi, ca să n-au ceilalți. Pentru că eu n-am voie să-mi expun bărbatul meu, care știți cum este, dar n-am voie să-l expun în fața altcuiva. Că ai legământ cu cineva, e singurul pe care te poți apropia, e soțul tău, singurul pe care îl poți săruta, îmbrățișa, e soțul tău. Pentru ce să distrugi relația aceasta? Și totul pornește de a-ți respecta soțul. Continuați să vă respectați soții în ciuda aspectelor, că de foarte multe ori avem nevoie. Este o scuză pentru noi, dar nu trebuie luată ca o scuză. Eu am explicat soției mele și am înțeles, sper și dumneavoastră să vă înțelegeți soții, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat din pământ, din materie brută. Când a creat-o pe femeie, n-a mai creat-o din pământ. Și spune Scriptura, a luat una din coastele sale și a făcut o femeie. Adam completează și spune, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Nu spune nicăieri nică de pământ. Și carne din carnea mea. De aceea la finețuri, soțiile sunt mai deosebite, de aceea la activități sunt mai deosebite. O femeie poate face mai multe activități odată. Noi bărbații trebuie să ne fixăm pe un singur lucru. Soția mea lucrează la, un... la... în contabilitate și toată ziua e cu facturi, cu bilanțuri, cu ce îi trebuiește acolo. Dar între timp ascultă și predici și mai trimite și mie like-uri de unde vezi o idee faină acolo la un frate, vezi un gând frumos din Scriptură în lor. Cutarele... Și eu spun, dar tu ce faci acolo? Lucrezi la contabil? Nu că eu le fac și pe una și pe cealaltă și mai rezolv încă ceva. Eu am încercat într-o zi să scriu ceva și să ascult o predică. Eu... nu pot! Nu pot! Eu ori ascult, ori scriu, ori fac altceva, că nu sunt calificat. O soție poate da gustul la mâncare, vorbește la telefon cu cineva din America și în timpul ăla leagănă și copilul de lângă ea. E calificat în domeniul ăsta. Noi dă -ne să le copilul și adormim înaintea copilașului, că așa le avem în domeniul ăsta. Dar nu, nu, avem capacitatea asta. Ele, pentru că sunt făcute din material prelucrat, au o potență în domeniul acesta specifică și de aceea este un ajutor potrivit, slăvit să fie Domnul. Însă, țineți cont de lucrul acesta. Țineți cont că în anumite domenii suntem mai, mai începători, așa, să folosesc o formă mai lejeră ca să nu ne umilim prea mult. Suntem din lut și lucrul acesta presupune că avem nevoie de ajutor în domeniul acesta, de înțelegere în domeniul acesta. <coughs> mai am eu o expresie așa pe care o folosesc. Cu ani în urmă, oamenii din Veneția au avut un bloc așa de marmură pe care au încercat mai mulți mai mulți sculptori să facă ceva din el și n-au reușit. Mai mult eu luat din, din, ce avea marmura, aia avea ceva fisuri, ceva. Și l-au chemat pe Michelangelo și l-au întrebat dacă el poate face ceva cu blocul ăla de aproape 4 metri. Și Michelangelo a spus că da, să fac eu ceva. Ce anume să fac? să fac statuia lui David. Și cum ai să faci tu statuia lui David? L-a întrebat celălalt. Păi îndepărtez surplusul și rămâne David după aia. Și așa au făcut. O la dălțele, un depărtat surplusul și la ora actuală, la Veneția, se poate admira statura de 3,70 m a lui David și se vede pe ea chiar și venele lui David, le vezi ce bine o, o, o făcut lui omul ăsta. Stimații mei, când noi intrăm în căsătorie, intrăm ca un bloc, așa, spun eu, ca un bolovan, așa, de, de marmură intrăm acolo. Dumnezeu folosește biserica, că biserica ai făcut apostoli, proroci, învățători, toți ăștia cu trusele de ei. În fiecare duminică, în fiecare joi sara, în fiecare marți sară, ei sunt cu trusele de Nevasta are și ea o trusă de cu dăltițele ei, bărbatul are și el o trusă de cu dăltițele ei. Și toți ăștia încep să îndepărteze surplusul. Nu se ia David, ci noi se ia chip Hristos, slăvit vie fie Domnul. Știți că de foarte multe ori nu ne lăsăm prelucrați? Nu ne lăsăm niciunii în nici ceilalți? Există anumiți bărbați care la conferință de familie vine și îmi spune, frate Virgil, eu m-am căsătorit acum 40 de ani. Eu sunt original, domne, ca la început. Adică bloc, așa. să spune, așa e, frate, nu se poate schimba. Am cercat cu dăltiță, nu se poate. El a rămas ca la început. Stimații mei, de aceea trebuie în familie să intrăm pe latura aceasta, să veghem unii asupra celorlalți și o soție care respectă soțul va veni la el într-un mod în care respectos îi va spune tu ești foarte bun în domeniile astea, dar există un domeniu în care ai putea totuși mai, mai mult să-ți atingi potențialul. Ai putea să... Știți că ascultăm? Ne place mesajul de genul ăsta. Atunci când soția e supărată și stă cu mâinile în sân și te așteaptă să-ți spună ceva, doar îți vine să mergi la schimbul trei rapid. Adică nu mai vii pe acasă. Ea te așteaptă să-ți exprimi ceva la care e foarte convinsă că e adevărat respectul față de soț presupune să te apropii de el cu gingă și Am insistat mai mult pentru că ăsta cred că e punctul central și vulnerabilitatea principală de la care pleacă și ceilalți. Al doilea provocare pe care o văd eu în textul ăsta biblic aici este surplusul de cuvinte, sau în termenii mei cicăleala. Spune Sfânta Scriptură, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. O soție nu poate, o femeie nu poate înțelege cum adică fără cuvânt. Cum adică stag din gură? Dar nu se poate. Trebuie să-i explic. Ori Biblia vine și spune, poți să câștigi fără cuvânt. Și aici nu e vorba de un bărbat pocăit încăpățânat. Și aici e vorba de unul care n-ascultă cuvântul cu mare, adică nici nu-i pasă, domne, de Biblie, de, de ce spune Scriptura. Ei, soția aceea îl poate câștiga dacă tași, dacă tași și dacă se comportă frumos, cum spune Scriptura, în omul ascuns al inimii. De foarte multe ori, provocarea cea mai mare, după respect, este cicăleala. Trebuie să-i spun, nu pot să nu-i spun, mișă să dă să-i spun. Și lucrul acesta pornește de la lucruri mici până la lucruri mari. Când abuzul de cuvinte, pe care îl numim noi, când cuvintele acelea puse în tot și argumente care se aduc, e suficient să aduci un argument sau două, dar soțiile parcă fac o predică. Și din cauza asta, și din asta, și din asta. Știi, ești prins în colț acolo și ai dreptate de la primul. Ai dreptate, dar nu, eu trebuie să mai explic. Trebuie să mai explic. Bună, încercat, te-o sunat, te-o căutat cineva, mulțumesc lui Dumnezeu că te-o căutat. Când ai venit înapoi, predica continuă. Discuția continuă. Și atunci stai și te gândești, băi, se câștigă ceva în domeniul ăsta? Și eu am pățit-o. Și am discutat cu soția mea și am spus, tu crezi că câștigi dacă faci lucrul ăsta? Efectiv mă blochez. Efectiv îmi vine să o întind. Efectiv îmi vine să răspund la telefon chiar dacă nu mă sun nimeni. De ce? Vreau să scap de aici. Pe când când într-un mor și spui, uite, am observat multe lucruri bune, dar aspectul acesta se poate sau nu se poate? Ca să vă dau un exemplu așa, ce l-am mai văzut, vine la un moment dat soția ia acasă și vine soțul și soția la anunță. Am vorbit cu cumnata, tocmai și-a cumpărat un covor, un covor foarte bun, un covor deosebit, un covor extraordinar, un covor și îți expune care la covoare, în afară de culoare și aceea, cu semnul întrebării, nu mai știm. La un covor trebuie să-l luăm. Bineînțeles că bărbații au prioritățile lor. Dacă găsești cumva la ofertă niște burghii, le-au luat. Dacă există niște șurubelnițe, el e acolo. Dacă cumva niște capașe la mașină, la roți, la mașină, e de lui, alea investiții covoare și cu chestii de astea, nu, nu -i. cine știe ce investiții. Și soția spune, uite, luăm covorul ăla ca să avem și noi, că dacă cum nati le-au luat și noi, soțul el spune, dragă, sunt alte investiții, bineînțeles, el se gândește la tursa a lui, avem alte investiții, so sora... Soția lui nu se gândește că este un răspuns corespunzător. Mai gândește-te. Bun, îi dă primul fel de mâncare, el mănâncă. Te-ai la covorul ăla? covorul ăla e bun, covorul ăla e așa. El deja știe că predica asta urmează până apar chemări la mântuire. Chemări când da, cumpără, cumpăr covorul. El știe asta. El știe ce urmează. Ori noi nu rezistăm. Divulg un secret al nostru. De foarte multe ori și căleala asta și după felul 1 și după felul 2, ca o mitralieră care bat în cazemata noastră continuă. Și noi la un moment dat ridicăm stigulețul alb. Gata, e covor, ce-ai spus tu că mai e? E covor, s-o termină, Din momentul ăla se constată că în foarte multe familii soțul nu se mai implică. Chiar dacă el se gândea la șurubelnițele lui, chiar dacă se gândea. Pentru că felul în care soția l-a obligat să investească în covorul ăla, în mobila aia, în ce-o vrut ea, a fost forțat. Este foarte multe femei din lumea asta și din nefericire și creștine, care au doi, trei copii, sunt tineri, sunt plini de vlagă și care toată ziua sunt nervoase, se numește nervoză din punct de vedere. Câteodată unele dintre ele ajung la psiholog și psihologul le întreabă, povestiți-mi o zi, păi dimineața mă scol, mă scol, pregătesc copiii pentru școală, îi duc eu la școală, îi fac sandwich dacă nu se dă la școală, mă duc, îi duc, vin înapoi, fac curățenie, mai am și ore într-o parte, în alta, mai suplimentez la bugetul familiei, după care mă duc și iau de la școală, i aduc înapoi, îi pun care cu tare, cu tare, cu tare. Și ea povestește o viață foarte stresantă până seara, la care psihologul întreabă și sunteți căsătorită? Da! Și soțul dumneavoastră ce face? Tocmai aia, nu face nimic! citește ziarul, e foarte pasionat de războiul din Ucraina, e foarte pasionat și întrebarea care se pune de când? Și zicând, când, de când o dedicat alb, pentru covorul ăla pe care le-a forțat peste el. Pentru că după ce, dacă îți aduci bine aminte, dau cazul ipotetic, îți aduci bine aminte, după ce le-ai forțat să ia covorul ăla pe care îl admir numai tu, el să faci și nici nu-l vede. Pleacă într-o parte și în alta, la un moment dat, un tablou care era prins în două cui în perete, eu sărit un cui și tablouul stă la 45 de grade, așa coborât în jos, stă acolo spânzurat așa și îi spui, dragă, pune cuiul ăla înapoi. El, în timp ce citește despre războiul din Israel, îi spune, dacă ești așa de capabil și de deșteaptă, cât îi se pui un cui și înapoi, totul? Pentru că el nu se mai implică la aspirat, nu se implică la schimbat copiii de pampers, lucru pe care îl făcea înainte. Nu se mai implică, pentru că cicăleala distruge în el lucrul ăsta. Știu că am citit despre nevroză și despre faptul ăsta și am citit și din punct de vedere psihologic foarte mulți bărbați intră la bărlog. Adică când soția bate cu mitraliela și căleli, el se retrage și nu mai comunică. Unii nici nu mănâncă, efectiv, nu mai vor să mănânce, să fie lăsată în pace, să așa să retragă acolo la bărlog și stau din punct de vedere psihologic într-o zonă de confort în care nu-i deranjează nimeni, nici nu vorbesc, nici nu mănâncă, nici absolut stau în zona respectivă. Știam că vorbeam odată într-o biserică din Spania și după ce am terminat conferința aia, vine la mine o soră și spune în felul următor, frate Virgil, acum îmi explic transformarea din soțul meu. Dar de ce soră, ce s-a întâmplat? Păi spunea el, eu, eu m-am pocăit undeva în zona Bucureștiului, m-am pocăit, am venit la biserică, mi-a rânduit Dumnezeu să mă întâlnesc cu un băiat, cu un băiat pâinea lui Dumnezeu, efectiv. Ne-a plăcut unul de altul, ne-am căsătorit și efectiv eram nelipsiți, amândoi, indiferent ce făceam, mergeam, mă ajutam, mă sprijinea, creșteam copiii, era ideal, ideal. Eu n-am văzut chiar, n-am văzut la altcineva așa. Până într-o zi, pe când eram aici în Spania, o prietenă de-a mea au zis că și-a făcut casă pe lângă București, undeva. Și-a zis, dar tu de ce nu-ți faci? Ce faceți cu bani, cu tare, nu știu ce? Și în momentul ăla mi s-a aprins mie un bec, păi hai să facem și noi ceva totuși, cu bani, cu surplusul de bani, mai strângem, mai cureau, mai cu tare, așa, să facem și noi ceva. Și am spus la soțul meu, soțul meu o să tragă, dar noi suntem bine aici, lasă că Dumnezeu ne descopă. Nu, trebuie să avem și noi. Cum adică numai prietena mea să aibă? Trebuie să avem și noi. Și l-am forțat până o zis da. Din ziua când eu am început construcția casei, că tot eu am terminat, cu banii și lui, bineînțeles, din momentul ăla, dacă îl iau la adunare, vine la adunare. Dacă îl las acasă, stă acasă. Dacă cântăm o cântare, cântă. Dacă nu, nu cântă. Îl port la remor, eu, în urma mea. Și totul s-a întâmplat dintr-o dată. N-am știut niciodată de ce. Până acum, mă duc acasă, ce să fac oare cu el acum? Spun soară, du și îi spune că ați observat de când asta. Și spuneți că ați greșit. Poate vă cere să vindeți casa. Poate vă cere ceva. Cine știe ce cere? Dar dumneatale ai făcut o, o greșeală în domeniul ăsta. Știți că multe surori odată ce se văd măritate spun am să fac și vreau eu. Ba chiar să anunță la telefon. Dragă, l-am dat pe-a la brazle. L-am dat și pe-a pe O să ridicați tegulețul alb, cumpărăm și vrem noi, mergem unde și vrem. Dar din momentul ăla, soțul tău nu mai este ca înainte pentru că ei pierdut acea vigoare, acea idee. Pentru că eu discutând cu soția mea, am și eu să nu crezi că diferit de ceilalți. Tot bolovan și eu. Tot în aceeași situație. Dacă îmi vii la mine bolovanul, te rog frumos spune, Virgilul, te m-am gândit, dacă ar fi bine, să cumpărăm lucrul ăla care ar fi bun. Dar nu decid eu. Te rog frumos, tu ești capul familiei, tu ești om înțelept, decidi tu. Și are idei, idee, idee bună din prima. Dar eu îi spun că mă mai rog, eu îi spun, mai șerșetez, mai verific informația respectivă și după un timp de meditație îi spun, dragă, ideea ta a fost bună, dar cu o mică îmbunătățire, mai pune un axibil de acolo ca să iasă treaba mai frumos așa. Și știți că am învățat lucrul acesta? Dar cât îi costă să vorbești frumos cu soțul tău? Cât îi costă din punctul ăsta de vedere să nu-l cicălești, să nu folosești abuzul, să fii respectos și să vorbești cu el? Din pricina faptului că suntem prea familiari. Din prișina faptului că gândim că ne putem lua orice, câteodată avem abuz de cuvinte care face daune foarte mari. Biblia spune în Proverbe, capitolul 31, femeia înțeleaptă își zidește casa, dar în textul ăla biblic spune că ea deschide gura cu înțelepciune. Atenție, nu vorbește, ea deschide, că sunt momente când trebuie să stai. Sunt momente când trebuie să stai. Când ți se dă, când te când te roșești, dai mai bine să stai din gură. E mult mai bine că după ce ai scăpat cuvintele, să le strângi înapoi, nu mai poți și daunile sunt făcute. Nici nu știi de ce soțul tău dintr-o dată să strângi așa, nu mai comunică, nu mai vorbești și nici nu te explică de ce, că ai vrea să știi. Ai vrea să știi. Le spuneam de foarte multe ori, dacă ar fi un aparat care să citească gândurile, toate nevestele, deci și-a aparatul ăla. Să știi și vă gândesc bărbaților. Ata vreau să știi și gândești tu acum, la orice moment. Să vii fi, să fii domnul că nu este aparat de la. <l> și nu i-am scapat. Însă, se dorește foarte mult. Noi nu suntem ca voi. Și voi nu sunteți ca noi. Ori trebuie să ne înțelegem. Unii dintre cei mai buni scriitori, creștini, doctori, au scris o carte foarte bună la vremea respectivă, care spunea femeile sunt de pe Venus și bărbații sunt de pe Marte. Ca și cum suntem de planete diferite cu obiceiuri diferite, cu anumite lucruri. Lupta principală după ce s-o căsătorit soția este să facă din soțul ei pe cineva ca ea. Adică ea începe a povesti, dragă, să știi că și el să spui, du-te, extraordinar, și cum a mai fost acolo? Și ce a mai făcut? Asta poți vorbi cu altă femeie, dar nu cu bărbatul tău. Bărbatul tău din star, spune ce vrei. Spune direct ce vrei, atât tot. eu n-am timp mult de mers pe lângă. Ori soția încearcă din soțul ei să facă un fel de barbată la feminin. Adică să poată vorbi, să poată cum nu suntem diferiți. Și dacă nu-ți înțelegi soțul sau soția, ajungi la dumneavoastră, în familie apar conflicte, nu pentru că suntem răi, nu ne înțelegem unii cu ceilalți. Prima provocare a unei soții este să-și respecte soțul, a doua provocare este să nu abuzeze de vorbe, să vorbească calculat, să vorbească. Le sugerez la soți, pentru că ele au dorința să comunice, luați-vă din când în când soțiile și mai să în vizită la cineva. Sau când se termină adunarea, mai lăsați-le să stea de vorbă cu surori din adunare. Nu asta așezați-le pe un scaun acolo. De obicei când să în vizite la cineva, lăsați soția să uh, discute cu sora sau cu surorile dacă sunt acolo. De obicei bărbați se așează toți pe o canapea așa, se uită unul la altul, spune, te-ai da trebuie să mă tun și eu. Și ei din momentul ăla se uită la... Bineînțeles că le mai rab de o bucată, ele vorbesc pe rând, spun anumite lucruri. Pentru noi bărbați câteodată e interesant ce vorbesc ele. Mai tragem cu urechea, nu pricepem, e un fel de așa, vorbă în surplus, vorbă în surplus. Dar pentru el e absolut necesar să decompreseze. La un moment dat, unul dintre ei își pierde răbdarea și întreabă pe lui, dragă, mai aveți acolo? Și dacă până atunci vorbeau pe rând... Din momentul la vorbesc toate. Dau drumul, vorbesc. Bineînțeles că ești curios după ce ai plecat de acolo, când a început a vorbi toate, când pleci acasă, întreabă de curiozitate, spui, dragă, când am întrebat noi, dacă mai aveți, ați început să vorbiți toate odată. Te rog frumos, ce-ai reținut? Îți spune fiecare ce -o spus și ce-o vrut să spui. Traducerea. De ce? Că v-am spus că sunt materiale prelucrate. De-aia când tu spui o vorbă, ei ți-o calculează și ți-o traduci din chineză, în japoneză, în gătare și nu știi ce De-aia trebuie să fii direct, spune exact pe limbajul ei. Ori surplusul de cuvinte face parte din arsenalul pe care o soție îl are și Biblia spune câștigați-vă soții fără cuvânt. Nu folosiți abuzul acesta de cuvinte. Ultima provocare pe care o soție creștină o are este continuă să să dorească să impresioneze cu exteriorul. Cu toate că e măritată, cu toate că soți, cu toate că are copii, dorește ca atunci când intră în biserică să arate câteodată prea bine. Nu spun bine, prea bine. În ceea ce privește ținuta pe care o are, în ceea ce privește modul, dorește de foarte multe ori și de aceea Biblia spune aici Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Biblia ne învață să avem o ținută curată, dar în modestie, în simplitate. Ne învață cum trebuie să fim. De foarte multe ori trebuie să vă spun lucrul acesta. Foarte multe comunități nu au probleme cu fetele nemăritate, cât au probleme cu soțiile căsătorite, care intră în biserică într-un anumit mod foarte provocator. Și acum cine e căsătorit își rezolvă problema asta a provocării. Dar punite că în biserică sunt o grămadă de adolescenți, sunt o grămadă de tineri care doresc să se căsătorească. Și soțiile noastre și soțiile căsătorite trebuie să se învețe căci casa Domnului este o casă de rugăciune, Doamne ajută! Nu e o casă de prezentare a modei, nu e o casă a prezentării hainelor mulate sau decolteurilor, ci un loc în care copiii Domnului se adună. Și între noi nu vin numai sfinți, între noi vin oameni care sunt robiți de tot felul de păcate, care au pe lângă ei niște duhuri, care îi chinuie de multe ori, care îi muncesc de foarte multe ori, vin niște oameni care se luptă cu pofta ochilor în afară și vor măcar în biserică să ridice mâinile spre Dumnezeu, să capete curăția cugetului și spălarea în sângele lui Hristos. Dar, din pricina unor surori nu pot să facă, merg mai întinați decât au venit. Și de aceea e foarte important de ținut cont aspectul acesta. Biblia ne spune surorilor credincioase să exceleze în bunătate. Valoarea lor, cum vă spuneam și aseară, să fie omul ascuns al inimii, care constă într-un duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dezvoltați în celălalt și în ceea ce privește hainele, să fie cu iertare. Aveți grijă să fie totul bine. Există o presiune care se face, știu că undeva în țara dumneavoastră, nu spun unde, am fost într-o duminică dimineața la o biserică de oraș, de capitală, și toate surorile maritate, cu fustele scurte. Cu fustele scurte erau. Și eu, ca și am văzut la dumneavoastră aici, că ne urmează radar, nu te prindi ca în România polițistul iese după un tufiș cu aparatul radar și spune mulțumesc lui Dumnezeu că te-am prins. Nu, te anunță din timp, urmează radar. Eu am văzut în dimineața aceea surorile noastre căsătorite care erau îmbrăcate indecent din punctul ăsta de vedere. Și am spus, uitați de seară, eu voi predica despre decența în îmbrăcăminte. Și degeaba o să trageți dumneavoastră de fustițele alea să le mai lungiți, pentru că s a putea să se rupă și cât aveți. De seară eu voi predica de asta. Să nu mă puneți în situația să vă fac de râs aici la urmă, toate surorile, frate Virgil, dar la noi nici nu sunt de cumpărat așa ceva. La noi eu, numai așa să vând, numai așa există. Soră, nu, nu mă interesați ce să vinde și nu să vinde. Eu știu că niște surori credincioase știu să se rezolve problema. Dacă au anumite frumusețe, le arate numai soților lor acasă, în adunare nu-i nevoie. Eu de seară voi predica de asta. Seara toate au avut, de au găsit, nu știu, nici nu m-au interesat, toate au găsit fustii corespunzătoare, slăvit să fie Domnul. Să poate, se poate, mai anunțați din când în când, dar mai trebuie discutate lucrurile astea în poporul Domnului. când încetul cu încetul se încearcă și dacă poate una, gândește-ți cealaltă, de ce să nu pot și eu, dacă eu n ară bine, Ba chiar eu am și arătat din punctul ăsta de vedere. De ce nu? Încercați să nu faceți presuni de genul acesta. Dacă aveți ceva frumos și deosebit, Biblia spune arătați-i soțului dumneavoastră. Și dacă aveți copii, locul unde trebuie să-i arătați este dormitorul. În rest, fratele meu și sora mea, ascunde toate. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că la mântuire nu vin numai cei mai sfinți, cei mai culți, vin cei mai păcătoși. Sunt oameni care sunt, cum spune Biblia, frământați de diferite pofte. Sunt oameni care au lucrat și lucrează în domeniul traficului de carne vie. Sunt oameni care sunt proxeneți, sunt oameni din mafie, sunt oameni care au participat la tot felul de lucruri. Și omul ăla când vine în biserică, el citește. Câteodată mi-au spus, după terminarea evangelizării, am văzut câțiva de mafie, din așa cu niște lănțoaie de aur la gât, cu niște tatuaje pe gât, să se vedea, și la un moment dat oamenii ei au venit și au spus, frate, pastor, mi-a plăcut predica, dar aș vrea să întreb de grupul ăla de fete care au cântat în față, ce cu ele îmbrăcate așa? Că dacă n-au nimic de vânzare, deci fac reclamă, domnule. Deci fac reclamă, dacă n-au nimic de vânzare. Că noi știm o îmbrăcăminte și transmite. Eu știu o fată care vrea să o duc în Germania sau în Spania, eu știu cum se îmbracă. Și am transmit și mă duc și îi spun, uite, vrei să câștigi mai mulți bani? Sigur că da. De unde te-ai prins? De la îmbrăcăminte. Ei, la voi, de ce se permite lucrurile astea în față? De ce se permite? N-am putut să-i explic eu prea mult, așa, am dat-o păstorul local. Dar, pentru că am plecat din, din zona respectivă. Însă, stimatele mele surori, aveți grijă, oamenii ăștia vin aici, și sunt unii oameni care vor să pocăiască și chiar reușesc. Dar unii vin numai la vânat. Spune Biblia, sunt strecurați printre voi, oameni schiși de mult pentru perzare, însemnați cu fierul roșu, însă și cugetul. El e la vânătoare aici. Și el stă liniștit așa și o vede pe soara cochetă cum intră în biserică, foarte aranjată, foarte mulată. Aici vedea, nu trebuie imaginație. După care el face rost de număr și de pe un număr secret îi transmite. Te-am văzut, mi-ai plăcut, și nu mă lăs până din momentul ăla bărbatul trebuie să o aștepte la schimbul 2, din momentul ăla e atent la orice tufiș, din orice moment, ce se întâmplă? Cine e ăla? De ce vrea? Dar nu se putea trece pe treaba asta? Nu puteai să fie în anonimat? Nu puteai să fie liniștită? Ce ai vrut să ai Ai crezut că nu stârnești nimic? Din nefericire întâlnesc situații de genul ăsta când mă întreabă surorile ce să mai fac, frate, acum, că nici nu știu ăsta. E un psihopat ceva, Păi nu știu, soră, nu știu, cum te-ai purtat până? Păi na, și eu am vrut, na, știți cum e, așa, bine, e așa, e așa, sunteți măritată, da. De ce n-ați păstrat lucrurile alea doar pentru soțul domnei tale? n am, am, văzut că se mai poartă. Stimate surori, astea sunt punctele vulnerabile pe care le aveți dumneavoastră. După cum vedeți, eu sunt bărbat și mi s-o dat pentru dumneavoastră Vorbesc mai mult așa, frații, stau supărați, îi văd așa, băi, dar nouă când ne vine rândul să ascultăm și noi un cuvânt mai tare din partea Domnului. Punctele slabe a unei soții în familia creștină este să-și respecte soțul, în ciuda slăbiciunilor lui. Punctul 2. Este să nu folosească abuzul de cuvinte, ci să-și deschidă gura cu înțelepciune și atunci când vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și ceea ce trebuie. Și ultimul aspect, să nu încerce, să șetaleze lucrurile în afară a ceea ce trebuie să vadă numai soțul ei. Deci să nu, facă, să nu impresioneze cu exteriorul. Stimați frați, este rândul domniilor dumneavoastră să fiți atenți. Așa după cum v-am spus, nu o să vorbesc de... Pentru că dumneavoastră vă confruntați cu alte lucruri din textul biblic. Prima provocare a soților creștini este lipsa de rugăciune. De obicei, bărbaților nu le place rugăciunea. Sfânta Scriptură spune aici, bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca nu cumva să fie împedicate și bărbații stau liniștiți, n are și să fie împedicat. Noi nici nu ne rugăm, ca atare nicio problemă în domeniul ăsta. Ori bărbații creștini ar trebui să aibă o frică, frații mei. Măi, dacă eu m-am certat cu nevasta, eu degeaba mă rog azi. Că Dumnezeu nu mă ascultă. Și pentru mine e o problemă ca bărbat să mă rog față de Cel și să intru în legătură cu Cel ce conduce Universul și Veșnicia și El să nu mă asculte din cauza cerții cu nevasta mea. Ar trebui să fie o problemă. Foarte mulți bărbați n-au problema asta, pentru că nu le place rugăciunea. Peste săptămână când e rugăciune, evită să vină. Eu am observat și eu și v-am mai spus dumneavoastră, când vin de pe drumuri dintr-o parte în alta și marți seara avem timp de rugăciune mi se face așa un somn înainte de începerea timpului de rugăciune, parcă mă doare și capul. Și dacă eu iau după ce simt eu, parcă mă doare capul, parcă am un somn și rămân acasă, știți că după ce termină timpul de rugăciune din biserică, nu mă mai doare capul? Și nici somn nu mai este? Dar cum de Domnule, exact când e rugăciune, mă doare capul și mi somn? Știți de ce firii noastre pământești nu-i place să roage? Și la fel e și la voi, nu numai păstorii au problema asta toți ceilalți. Ori un bărbat trebuie să știe că dă echilibru casei lui rugându-se. O soție poate face o grămadă de lucruri bune pe lângă casă, pe lângă posibilitatea ei de a lucra. Și aspiră și face mâncare și dă certitudine și îngrijește de copii. Câtă vreme vede că soțul ei este un om a rugăciunii. Când vede că pleacă la muncă, să roagă, că la un moment dat e căutat și de alții să țină o depost să se roage, iar e stabilitate, simte care la și trage. Dar dacă bărbatul ăla, măi, dar de la adunare, ce? A, mai să nu, nu e problemă, n-ai nicio bază în el. Stimați soți, v-ați căsătorit și soția se uită la voi. Voi trebuie să dați tonul. Voi trebuie să vă ridicați și să prezentați casa voastră, familia voastră, soția voastră în mâna Domnului. Câteodată, soția vine și îți spune ca soț, uite mă doare, am fost la biserică, cred că m-a tras curentul, mă doare așa după cap, cervicală. Bineînțeles că există masaj, poți să-i faci un masaj tu ca soț, pentru că ai voie să te apropii de ea, să o mângâi, să faci masaj. Dar după ce ai făcut masajul, ai plecat la muncă, îi spui să știi că mă voi ruga pentru tine. După două ore în timp ce lucrez, dai un telefon și spui, m-am rugat, cum te mai simți? Soția spune, să știi că mai bine, să știi că continui să mă rog pentru tine. Știi că în casa aceea soția știe că soțul se roagă? Sau la un moment dat spui, stai că am un, cunosc un doctor bun, te duc la ăla, te duc la celălalt, faci un ecograf, faci analizele, faci cu tare. da. dar este rugăciune, Doamne ajută! Frații mei, Doamne ajută! Știu că e cam greu de pus asta, dar când vă duceți acum acasă, spui, dragă, uite, eu o să mă rog pentru tine. Dacă nu e învățată, luați-o pastele de inimă să n-aibă un șoc, beata soră. Dar, din punctul ăsta, spune-i câte spune cât rogi pentru, pentru ea. Fă o să fie convinsă, rogă te împreună cu ea. În casa ta, copiii tăi, să știi lucrul ăsta, că ești un om a rugăciunii. Pentru că, încă o dată vă spun, foarte mulți bărbați evită domeniul ăsta. Unul din avantajele pe care le avem, frații mei, este doar să vii la rugăciune. Știu că nu ți-a -ți rugăciune, dar vine în adunare. Vine în adunare, lângă tine vei auzi pe unul să se roagă despre ceva, altul despre altceva. Vei începe să te rogi cu toți ceilalți, vei începe să ai pasiune de rugăciune. Vei începe, fă-ți prieteni oamenii ai rugăciunii, oamenii ai unității, oamenii ai scripturii, oameni care iubesc cuvântul Domnului și unitatea bisericii, fă i prieteni, nu-i neapărat să ajungi ceva, fă i prieteni pentru că ei îți modelează caracterul, după cum vorbeam aseară tinerilor și prin ricoșeu tuturor celorlalți. Și unul dintre factorii cei mai importanți, caută-ți oamenii ai rugăciune. Știți că atunci când cineva se îmbolnăvește, nu-i caută pe ăștia care tot zoa spozează pe WhatsApp și dau de la mesele lor, cum își frigă, au frigărui, au fleși, au tot felul de, pe la tot felul de restaurante. Nu, nu pe ăia caută. Și când cineva trece printr-un necaz, caută oamenii rugăciuni, pentru că sunt foarte rari. Oameni care se unesc în rugăciune, oameni care cer de la Domnul daruri spirituale, oameni care au din partea Domnului, că tot rugându-te, tot rugându-te, la un moment dat Dumnezeu ți arată vise, la un moment dat Dumnezeu îți dă vedenii pe care le verifici și în cu frații tăi, la un moment dat Dumnezeu în cu ăla rugăciune, începe să te țină la curent cu planurile sale, și ce important este când cineva din poporul Domnului are nevoie să știe că în biserică există asemenea lucruri. În biserica noastră există diferite cercuri de rugăciune care se adună separat, care au zile de post, de rugăciune. Când cineva trece pentru încercare, e trecut pe toate listele acestea și frații aceștia să roagă unde au descoperiri, au au vederi, le dă o anumită călăuzire să vadă ceea ce se va întâmpla. Faci parte din așa ceva? Sau doar te așezi așa și ai viața ta duplicitară ca eotic. Te uiți și în adunare că sunt multe lumini, frumos, dar te uiți și în lume, cam cum e în lume, ce se întâmplă. Și într-o zi, foarte interesant, nu cază în adunare, ci cei mai mult cad afară. Ce fel de soț ești? Ești un om a rugăciunii? Lipsa de rugăciune, fratele meu, este unul dintre lucrurile care caracterizează foarte mulți bărbați în ziua de astăzi. Și după cum spuneam și altădată, rugăciunea nu-i o opoziție. Te rogi când ești la volan, te rogi când lucrezi, te rogi când te închei la pantofi, te rogi când îți aduci aminte de ceva, consideră-te templul Duhului Sfânt și umbli prin Viena, prin Viena, noi ștati, ești la locul de muncă. Dacă la un moment dat în mintea ta apare un tânăr pe care l-ai văzut în seara asta la biserică și stătea poate pe telefon, Duhul Sfânt nu-ți aduce aminte ca să mai pui o bârfă alături de tânărul respectiv, să mai pui o judecată. Duhul Sfânt îți aduce aminte și l-ai văzut pe tânărul ăla stând pe telefon și în momentul ăla pentru că ți-l aduce aminte, efectiv fă un bine ție și spune, Doamne, l-am văzut pe tânărul ăla, era absent de la slujbă, să mă uita pe telefon, era altă Doamne, cercetează-l și adu-i mântuirea în viața lui. Lasă-te-o chemat Dumnezeu. La un moment dat, în timp ce mergi sau lucrezi, îți aduce aminte că cineva sub spirit de critică ți-a spus despre un frate că e mai iutișor, așa, că nevasta are probleme cu el. Nu ca să mai adauge un om la contestatare lui, dar pentru că informația aia a venit la tine, tu ca un om spiritual, iei informația aia care ți-a fost transmisă negativ, cu râsul de rigoare, cu rumoare de rigoare, și o ești, o transformi într-o rugăciune și spui, Doamne, mi-a fost prezentat cazul la bărbatul ăsta, îi mai iute, îi mai aprig așa, îi mai nestăpânit așa, din ce am auzit, nici nu știu dacă e adevărat, te rog frumos, Veghează asupra acestui bărbat să nu-și piardă mântuirea, Doamne, să nu-și piardă. Ajută-l să fie un soț credincioș. Doamne, Tu ai îngeri, Tu ai circumstanțe, lucrează în domeniul ăsta. Mulțumesc că m-ai ascultat, Tată, numele Domnului Iisus. E plecat mai departe. Vezi că altceva vine? Că nu la voi întâmplării vine. Critici sunt distrui, nu trebuie să mai umpli tu rândurile. Oamenii oameni care judecă sunt distrui. Tu ești templul al Duhului Sfânt, onorează-te cu asta, Doamne ajută! lasă ești cap de familie. Dacă ajungi la nivelul ăsta, dai stabilitate familiei tale. Spui, vei vedea cum vin copiii tăi și spun, tate, am examen, te rog, roagă-te. Tată, dau pentru școala de șofer, te rog, roagă-te. De ce vine la tine? Pentru că te-au văzut că faci asta. Te-au văzut că faci asta. Fiți asemenea bărbați, Dumnezeu să ne ajute. Al doilea lucru, frații mei, și provocarea bărbaților, este lipsa de înțelepciune. Spune Scriptura aici, în felul următor. Borda, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Problema este, estimații mei, că mulți bărbați cred ceva greșit, și anume, când noi venim și l primim pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, Dumnezeu automat, odată ce crezi în Isus Hristos, îți dă dreptul să te faci copila lui Dumnezeu. Al doilea lucru, ți iartă păcatele. Al treilea lucru, pune viață veșnică în noi, lăudați să fie Domnul. Știți ce nu dă Dumnezeu automat? înțelepciune. Nu ți dă automat. de -aia o să vedeți oameni pocăiți, o să vedeți bărbați pocăiți, o să vedeți oameni care sunt copiii lui Dumnezeu, care au viață veșnică și care au niște împrumuturi la bancă, când nu le poate plăti nici el și nici lui. Și stai să voi dar unde a fost mintea la omul ăsta? Că doar e pocăit. Și ce dacă e pocăit? În domeniul ăsta trebuie să ceri înțelepciune. Înțelepciune dacă începe o afacere, dacă continui a face, dacă faci o călătorie, dacă te oprești dintr-un lucru, trebuie să ceri înțelepciune. Că altfel de neînțelepciunea ta plătesc toți ceilalți. Plătești și soția, plătesc copiii. Înțelepciunea, Dumnezeu o dă doar celor ce o cer. Și ca să o ceri, trebuie să constați că nu o... Păi cum să recunoaștem noi că nu avem înțelepciune, frații mei, nu e așa? Și mie mi-e greu să recunosc treaba asta. Da păi cum avem? Mergem cu mașina, pentru că nu erau GPS, mergeam cu mașina și circulam și soția spunea, vezi că nu e drumul ăsta. Cum să nu fie drumul că eu conduc, domnule? Cum să nu fie drumul? Asta e bun, să schimbă drumul, se schimbă orașul, e nicio problemă. Conduc eu, de la un mică timp văd nici eu peisajul, nu mai este corespunzător. Opresc, întreb un nene, nene, ăsta e drumul care duce acolo? Și că nu, domnule, ai rătășit 100 de kilometri înapoi, întorc înapoi. Dacă soția a învățat de la lecția și nu în dreapta, nu face mâinile așa, am scăpat de prigoană mă întorc înapoi și de ce am făcut 100 de dus și 100 întors? Pentru că, frații mei, înțelepciunea care vine de sus este pașnică, ușor de înduplecat. De multe ori nu avem asta. De multe ori, tu ce zici în domeniul ăsta? Pentru foarte mulți bărbați, soțiile lor sunt ceva acolo care trebuie. Unii bărbați spun, domnule, e un rău necesar trebuie, m-am căsătorit, asta este, trebuie să-mi duc, o trec la cruci, deja, situația asta. Frații mei, soția este ajutorul potrivit și tratează-o ca atare. Ori, din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vă spun că, pe lângă cele cinci simțuri pe care le avem toți, femeile au un al șaselea simț, numit intuiție. Ele, fără poză, fără documente, fără cutare, deja știu ceva. Vezi că vine cineva îmbrăcat foarte frumos la tine, care îți prezintă că investești, dacă îi dai o mie de euro acum, peste trei luni îți dă mii de euro pe care îi bagi în buzunarul tău. Și cum îți prezintă el, tu ești deja cucerit de cravata lui, de stilul lui, cum prezintă. Tu ești cucerit deja. Nevasta stă lângă tine, dar nu-i cucerită deloc. Nu-i cucerită deloc. Și îți spune, nu da banii ăsta, că ăsta ți ia și asta doare șalele după aceea până câștigi înapoi. Nu-i da banii. Nu-i da banii. Cum să nu dau? dar uite, mi și nu-ți dai seama, bine că nu știu și ei lanți, vezi cum nații mei și fac când aud că eu am câștigat în trei luni, tocmai atât, dar îmi pare rău că numai atât. Soția spune, nu fă lucrul ăsta. Mulți frați îmi spun după ce predic eu astea, frate, vezi dreptate ai avut. Vezi părul ăsta alb sau nu mai am păr deloc, de la chestii de astea să trage. Că asta mi-a spus, mi-a spus și-a insistat și-a spus ai grijă. Dar nu, eu am zis că și fiecare școală are prețul ei. Folosiți-vă intuiția soțiilor dumneavoastră, mai ales dacă sunt credincioase. Obieșnuiesc ca atunci când am o provocare mare să discut cu soția mea de provocare respectivă, să-i cer părerea, să avem un timp de rugăciune împreună. Imaginați-vă dumneavoastră numai de câte lucruri scapați când vine cineva la voi și spune, băi, dă-mi acum niște bani, îți dau înapoi, îți dau dobândă, dar dă-mi acum ea. Și tu îi spui, domnule, nu ai urgența aia, tu vrei să investești în ceva. Eu ca să pot interveni aici, trebuie să mă rog, trebuie să mă rog, împreună cu soția, hai dacă îi spui și la femeie, nu mai, trebuie, gata, s-a rezolvat. Ai scapat la momentul respectiv. Dar îi spui la omul ăla, băi, am nevoie de o zi, două, să mă rog, pun o zi de post, că la mine e mii de euro, cum îi șer -o așa de ușor, din așa, nu se fac așa, scrie scris și imediat apar. Nu, îți bani câștigați, trebuie să iau de acolo. Ca atare, ca să pot face investiții, asta care zici tu să câștig, îmi trebuie un timp de rugăciune, în timp, îmi trebuie un timp de post. Și după aceea împreună stabilim. El când te aude de rugăciune, de post, de cutare, salut, pleacă mai departe, unde nu e nevoie de post, de rugăciune, să dau numai banii pentru că omul respectiv trebuie să intre și el pe școala lui. O ori, stimații mei, când am făcut lucrurile astea și am avut timp de rugăciune, după ce s-au terminat momentele alea, am spus la soție, ce simți în domeniul ăsta? Soția a spus, mergem înainte sau ne oprim? După ce, aia, după ce am discutat și am stabilit ce trebuie de făcut, am ajuns undeva la rugăciune și la un moment dat un vas al Domnului vine și confirmă ceea ce noi știam deja. Dar cum de? Pentru că soția credincioasă pe care o ai tu lângă tine, nu e perfectă, dar e credincioasă. În momentul în care există post și rugăciune și viață sfântă, Dumnezeu, prin intuiție, îi dezvoltă și îi dă ceea ce ai nevoie pentru a te călăuzi în familie. Doamne ajută! Dacă ești înțelept, folosește. Dacă nu, ai să trăiești așa cum trăiești. Dar dacă ești înțelept, folosești. Folosește-te folosește de lucrul acesta. Ultima provocare pe care o avem ca și bărbați, nu insist mai mult, pentru că dacă insist mai mult, deschid mai multe răni în inimile dumneavoastră și eu îmi dau seama ce suferiți dumneavoastră, cât am suferit și eu din punctul ăsta de vedere. Prima provocare pe care o avem noi ca bărbați și trebuie să o rezolvăm este lipsa de rugăciune. În domeniul acesta, insistați în rugăciune, Doamne ajută! Cereți de la Domnul! Uniți-vă cu oamenii în rugăciune! Al doua provocare este lipsa de înțelepciune. Folosiți înțelepciunea și cereți de la Domnul! E, lipsa aceasta de înțelepciune sau e, înțelepciunea pe care nu am acum este un mod al lui Dumnezeu de a ne ține dependenți de El. Eu din textul ăsta biblic am mai predicat. Nu mă pot baza ce am predicat în altă parte. Eu în seara asta la rugăciune m-am smerit și am spus, Doamne, dă-mi înțelepciune, știu de unde vorbesc, dar la oamenii ăștia n-am mai vorbit de subiectul ăsta și ziua de azi n-am mai trăit-o. Dă-mi înțelepciune pentru seara asta. Și Dumnezeu spune Biblia: Dă cu mână largă, slăviță vie Domnul. Dacă mâine ești în altă parte și sunt invitat să predic din același pasaj biblic, știți, mă rog, Doamne, de înțelepciune. E drept ca seara am predicat. Nu, nu, dar e altă zi. E salți alți oameni. E alte circumstanțe și eu am nevoie de înțelepciune. Mă cheamă care v-aș spune, frate Virgil, vină până în Suceava, că vreau să discut cu ceva cu, cu dumneatale. Până ajung în Suceava să mă întâlnesc cu el, că îl știu mai mult sau mai puțin. Eu mă rog, Doamne, dă-mi înțelepciune să vorbesc ce trebuie. Nu știu ce vrea să mă întrebe Nu știu ce vrea să-mi propună asta. Dar tu care știi, dă-mi înțelepciune. Ajung la omul acela, vorbesc cu el și în timp ce vorbesc, spun lucruri care nu mi le-am planificat să le spun. Că Dumnezeu dă cu mână largă. provocă l pe Dumnezeu și cere înțelepciune. Nu te baza că ai avut luna trecută, nu te baza că ai avut ieri. Cere pentru astăzi înțelepciune să te porți cu copiii tăi, cu casa ta, nu lua modelul altora, cu sportul unul cu nevasa. Cere înțelepciune pentru tine și îți va da Dumnezeu să te porți în casa ta, cu copiii tăi, cu soția ta, cu Socritei, cu cumnații tăi, după înțelepciunea pe care ți-o dă El. Doamne ajută! Și ultima provocare pe care o au bărbații din textul ăsta biblic, este să nu țină necaz pe ele. Cum v-am spus, soțiile noastre au și ele greșelile lor. Și foarte interesant că din ceea ce ne ofensează alții, nu ținem așa de mult necaz. Bine, un coleg din serviciu și vorbește bajocoritor la adresa noastră. Știți că îl iertăm rapid? A doua zi l-am și iertat. Vorbește unul din adunare să ia de noi, noi arătăm, mai ales în adunare, arătăm cât de blânzi suntem noi și îl iertăm. În schimb, când ne-o deranja soția, problem. Deja tronul nostru este în pericol. Soția mea îmi spunea cândva, mai de mult, nu urețeam, mai de mult îmi spunea, păi Virgil, tu ești faină așa, văd că ierți pe toți, cel mai greu pe mine. Și asta e tendința, am crezut că eu nu sunt normal. Asta e tendința fiecărui bărbat, să ierte pe alții mai ușor, mai greu pe soția lui să o ierte. Știți ce dificil este să treci peste situația asta, vă spun din proprie experiență? Pentru că aș vrea ca persoana care mă înțelege cel mai bine să mă respecte. Aș vrea ca ea să tragă împreună cu mine și câteodată parcă face de-a ciuda, parcă nu e atentă și lucrul ăsta mă deranjează. Dar știți cât e de important să înveți așa cum treci peste ale altora, să treci și peste greșelile pe care le face soția ta? Te-aș ruga tare mult ai grijă în domeniul acesta, nu ține necaz. Ai grijă cum te comporți. Treci peste. Există bărbați care până la capăt rămân așa, original. Vă în domeniul acesta, încercați să schimbați. Voi greșiți soțiilor voastre. Și sunteți mulțumitori când nu mă zâmbești în colțul gurii, îți arată că s oprezi, dar nu pornești mitraliera pe tine. Suntem mulțumitori. Noi la rândul nostru, de ce nu să nu facem același lucru? Să spunem, domnule, aici, sau comunicați, e un aspect al bărbaților la care nu ne place să discutăm, de foarte mult se spune comunicarea fraților, vorbiți între voi, nu, unii e greu să vorbim între noi. mergem, vorbim de tuns, de cutare și am terminat. Să intrăm mai în profunzime, cine doare sufletul nostru, greu, greu, foarte greu. De aia nu iubim mărturisirea păcatelor. nu îl iubim. De ce? Trebuie să-ți Dacă mai este câte unul care te întreabă, n-am nici nu te duci la geala. Ai vrea să te duci, să te mărturisești numai la cineva care înțelege mai mult decât îi povestești tu. Și găsim slujitori din ăștia care să facă lucrul acesta. Însă nu, nu, nu ne place să vorbim tare mult. Și predicatorii, vedeți, vorbesc o oră, după aceea nu mai cu cine vorbi. Eu am, seara asta am terminat de predicat, nu mai veniți să mai puneți întrebări, nimic, absolut, pentru că eu mă gândesc doar să plec și atât tot. Deja pe de azi mi-am consumat cuvintele. Ori din punctul ăsta de vedere, v aș ruga tare mult, comunicați, învățați-vă să comunicați. Eu m-am învățat cu soția mea să-i spun ce la un moment dat s-a întâmplat ceva, de exemplu, nu vă spun ce sunteți curioși, da? S-a întâmplat ceva în familie și în momentul respectiv puteam să aleg ca mai înainte. Din gur, sunt să tac din gură, ea să-mi pregătească mâncarea, nu mănânc. E un fel de grevă de a noastră care o facem așa. Nu mâncăm. Nu mâncăm. După aceea, în continuu, răspundem de abot așa. Nu, nu, da, parcă suntem și a pasat, așa. Sunt soții care văd lucrul ăsta, dar ce ai? Nu-ți spun. Asta e și mai secret, că nu spun. Și tot ținem în, în, modul ăsta, pentru că e forma noastră de protest, e forma noastră de a... Pe când e foarte simplu, de când am început să spun, uite, tu ai spus vorba asta, ai avut atitudinea să știi ce co a avut la mine. Știi cum am înțeles eu treaba asta? Pe cum ai înțeles-o? Eu am înțeles, uite așa, uite așa, mi a erodat autoritatea mea, mi-ai făcut așa, așa. Ia să uite la mine și spune, nici m-am la chestia. Nici prin nu mi-a trecut așa. Cea. Ei, vezi dacă tu ești de pe Venus și eu de pe Marte. Nici prin cap. Tu nu te-ai gândit, dar mie e provocat. Cum așa se provoacă în voi? Da, uite, eu la asta mă gândesc eu. Eu nu mă gândesc la ce te gândești tu. M-am gândit că ai vrut intenționat să faci. Și când ai mai repetat încă o dată, am zis că e cu dedicație. Efectiv. Dar am discutat, am comunicat și am spus, gata, am priceput cum funcționează. Și câteodată se mai întâmplă și asta. Ia să uite la mine și spune, nu cumva am așa? Era cât pe ce? Rezolvăm problema, frații mei, discutând, iar dacă nu putem și nu aveam abilitatea asta și n-am ajuns la nivelul respectiv să discutăm, v-aș tare mult, tare mult, treceți peste, treceți peste, spre pe binele vostru. Știu bărbați care își cumpără conserve să aibă acolo, că dacă apare, el trece pe conserve să duce hrana caldă. Însă vă aș ruga tare mult, există hrană caldă pentru toată lumea, slăvit să fie Domnul, Nu mă comunică, vorbește, nu intra la stare de conservă, că e problemă după aceea, și cu stomacul și cu celelalte. Învață să-ți apreciezi soția pentru lucrurile frumoase și bune pe care le-a făcut, pentru lucrurile extraordinate. Cel mai mare lucru și bun pe care l-a făcut soția e că o venit după tine. Slăvit să fie Domnul! Apreciază-o că Apreciază-o că stă. apreciază Apreciază-o pentru lucrurile mărunte pe care le face. Apreciază. Și învață-te să te uiți la lucrurile pozitive. Să ai să știi că rămân și anumite lucruri de corectat dacă comunici cu ea, dacă îi transmiți. Și ele doresc să se îndrepte în domeniul acesta. Dar nu cumva să scăpați cuvinte nepotrivite. În urmă cu mulți ani de zile, după cum spun mulți, vă dați seama, parcă aș fi de seama cu Metusala, cu mulți ani de zile mă pregăteam să mă însor și eu. Aveam în jur de 26 de ani, până atunci nu am avut de gând, dar atunci am zis că gata, mă însor. Și deja aveam așa, vedeam, am început să văd fete frumoase, pocăite, aveam fluturi tot, nu știam cine, dar tot era fain așa. Și într-o duminică dimineață, pe când eu deja decolasem, plecam deja spre lumea asta a îndrăgostirii, nu știam cine exact, dar mă gândeam la lucrul acesta în biserica locală de unde eram eu atunci cu gândul și visam așa la portretul robot al, al celei care va fi soția mea, cam cum va fi ea, s-a ridicat un frate în vârstă, nu știu și eu l-o deranja femei să în dimineața aceea pe asta. și a spus fraților, nu degeaba Biblia spune că femeia e mai mare ca moartea. Vă dați seama cum am materializat eu? Și ăsta era un om bătrân, nu ca mine, tineret, că vrea să-mi N-am vorbit cu nicio fată, eram așa. Și asta spune fraților, nu degeaba Biblia spune că femeia e mai mare ca moarte. De momentul ăla, adică cu alte cuvinte, mai bine mor decât... Uh... Stimați mei, știți că am avut un duș cu apă rece la momentul respectiv, îmi dădeam seama că ceva nu e normal. M-am dus la textul biblic. Știți ce spune textul biblic? Esasul, capitolul 7, versetul 26. Deci ce vi-l citesc? Pentru că foarte mulți frați în, în supărarea lor pe lor, folosesc același, și am auzit spunând, dragă, ce mi-ai făcut tu mie, felul cum te-ai purtat, nu degeaba Biblia spune, femeia e mai amară ca moarte. o servim așa să-ți dea seama ce periculoasă din punctul ăsta de vedere. Însă textul ăla biblic spune ceva foarte clar, atenție ce spune vesetul 26, și am găsit că mai amară decât moartea este femeia. Și dacă era punct aici, eram nenorociți toți care ne-am căsătorit. Însă Biblia spune, a cărei inimă este o cursă și un laț și a cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Totdeauna când Cartea proverbilor sau Eclesiastul vorbește de o asemenea femeie, vorbește de o femeie stricată, de o femeie păcătoasă, ca să nu folosesc alți termeni. Nu-ți compara niciodată scumpa ta soție cu așa ceva. Indiferent ce-ți faci, nu-ți compara. Nu folosi cuvinte de astea, pentru că produci răni. Închei mesajul meu de un om care a trebuit știut să treacă peste necazul sau atitudinea soției lui. Este vorba despre Iov. Omul acesta avea mii de cămile, mii de boi, avea tot ce-i trebuia, o grămadă de aslujitori și într-o singură zi i-a pierdut pe toți. Îmi închipui doamna Iov cum se ducea la cumpărături cu cu slujnicile care se cari bagajele. Că avea de unde? Avea de unde la momentul respectiv? Într-o singură zi a pierdut tot. A pierdut toată averea, a pierdut toți zeții copii, a pierdut slujitorii care fiecare cum au scapat și alții au plecat de la ei. O rămas că la un moment dat eu vine și vorbește că slujitorii pe care i-avea el și care așa și -aia râd de el. A pierdut totul. Și la un moment dat, bărbatul se îmbolnăvește de o boală care se manifesta prin niște bube, prin niște pustule, nu mai putea sta în casă, stătea afară, să scărpina cu un ciop și spunea, asta este, gol am venit, gol mă voi duce. S-a uitat așa nevasta la el și a văzut că bani nu mai are, copii nu mai are, slujitori nu mai are, resurse nu mai are, o rămas pistoc doar cu un bărbat bubos și ăla care continuă să rămână tare în neprienirea lui, deci nu moare de grabă. Și atunci vine și îi spune, tu rămâi tare în neprienirea ta, măi, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Tu rămâi așa, te chinui în modul ăsta, pentru că tu ții la neprienirea ta, tu nu vrei să-L deranjezi pe Dumnezeu, însă moartea vine mai repede dacă tu îl blastă pe Dumnezeu și mă lași dacă aș fi fost în locul lui Iov, aș fi spus, dragă, bun, eu blastă pe Dumnezeu și mor. Cine se ocupă din mormântare? Să... de mormântare? să mă ocup cu plăcere, eu, ce e problemă? Tim, grob, liberă după aia, am rezolvat o problemă, dar așa stai pe stoc, uite aici, așa. Acum e scuzabil, un îngropat 10 copii, e scuzabil de unde era și unde eu a ajuns, de ce a avea și nu mai este, e scuzabil. M-aș fi așteptat ca eu să-i spună măcar așa, dar nu dă Dumnezeu și mă fac eu bine? Mă fac eu bine? discutăm după aceea. Nu spune nici asta. Eu spune, vorbești ca o femeie neînțeleaptă. Folosesc un termen mai ușurel așa. Ce, primim de la Dumnezeu bine să nu primim și răul? Într-adevăr, Iov s-a făcut bine. A mai avut 10 copii. La binecuvântat Dumnezeu. Știți cu cine a avut 10 copii? Cu doamna Iov. Păi Iov, dar tu ai uitat? Am trecut peste. Ca așa e frumos. Să nu ține caz. Să treci peste. O fost la supărare. O fost la necaz. A fost un moment dificil, a fost un moment de tensiune, dar am trecut peste. Pentru că noi trebuie să fim modele în lumea aceasta. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Provocările surorilor, să dați respect soților, în ciuda slăbiciunilor lor, să nu folosiți vorba în abuz și apoi să nu doriți să impresionați cu exteriorul. Provocările fraților mei bărbați, colegi de suferință, să fim oameni ai rugăciunii, Doamne, ajută. Marțiara sau când aveți rugăciune, bărbații să aici, poate surorile mai rămân pe acasă, dar noi la rugăciune, Doamne ajută! Apoi, stimații mei, cereți înțelepciune, cereți înțelepciune în fiecare zi, la fiecare moment, vă da Dumnezeu un ban, cereți înțelepciune să-L păstrați, cereți înțelepciune să-L investiți, cereți în înțelepciune unde să mergeți, cereți înțelepciune, fiți oamenii care cereți înțelepciune. Și ultimul aspect, soțiile dumneavoastră nu sunt perfecte, vor greși, Treceți peste, arătați bunătate, pentru că veți avea parte de bunătate. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute să avem familii sănătoase, amin.